Iar în cele ce urmează, despre toate aceste scandaluri de pe scena politică, discutăm cu invitatul meu de la această oră aflat în platoul știrilor B1, Antonio Amuza, sociolog. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bun găsit, mulțumesc și pentru invitație. Ne uităm puțin la tot ce se întâmplă în aceste momente și uh, vedem că... Se discută foarte mult pe această temă cu aur, deși aur în aceste momente nu a avut neapărat o reacție. Vedem campania celor de la aur se duce într-o altă zonă, însă iată că este o luptă între PSD și PNL în privința aur și mai ales a George Simion. De ce? Destul de simplu, aș spune, pentru că în momentul acesta PSD și PNL încearcă cumva să își loializeze electoratele și mai mult decât atât, ceea ce este de interes pentru oricare familie politică până la urmă din România, să atragă atenția nehotărâților. Cei care astăzi, la sondajele de opinie, la chestionarele care sunt aplicate telefonic sau față în față, răspund cu nu știu dacă voi merge la vot sau dacă voi merge încă nu știu cu cine votez, poate mă voi decide chiar în cabina de vot. Și atunci acest procent, această pondere din populație, care e una destul de consistentă, vă spun ca sociolog că avem niște procente destul de mari, aș zice chiar recorduri istorice în ceea ce îi privește pe nehotărâți, aproape 30% dintre români încă nu știu exact cu cine să voteze, în condițiile în care avem totuși o ofertă politică destul de generoasă, cel puțin cantitativ. Modul da, în pentru care... că uh, pentru alegerile prezidențiale, de exemplu, avem în acest moment înscriși pe listă 14 candidați. Ab... Și chiar și așa? Absolut, doar că pare că toți se bat pe același public, toată lumea, toate discursurile uh, politice pe care le-am văzut în spațiu mediatic în ultima vreme, îi portretizează pe fiecare dintre aceștia într-un soi de candidat uh, ideal, un arhetip comun, candidatul om. Candidatul românul simplu. Ori cred că există în România și cetățeni care nu sunt neapărat uh, interesați să vadă în ce măsură se aseamănă cu viitorilor reprezentanți și poate au și altfel de așteptări în legătură păi, cu asta. Dacă ne uităm uh, la autocaracterizările candidaților, vedem că Marcel Ciolacu uh, se autocaracterizează ca fiind un om simplu, uh, din popor. Nicolae Ciucă merge pe ideea um, omului loial statului, ostașului, care a ajutat Nimeni, nimeni nu fuge um, de normalitate. Vorbim, uh, George Simion merge pe ideea drept, agentului oricum. imobiliar, iar Elena Rasconi de exemplu, este antisistem. Am senzația că și Marcel Ciolacu este antisistem și chiar și Nicolae Ciuc, ambii până la urmă reprezentând establishmentul într-un fel sau altul. Și atunci, cu acest discurs, e clar că nu pot ajunge, nu-i pot mobiliza, nu-i pot mișca pe cei 30% de care vorbeam, care încă nu știu cu cine merg. Și atunci, revenind la întrebarea dumneavoastră inițială, care este povestea cu asocierea dintre PSD și AUR, până la urmă cred că este o ușă deschisă în termen de negociere politică, iar PNL nu face altceva decât să încerce să-și seducă acel electorat de dreapta, care sigur i-ar fi de mare ajutor într-un eventual tur 2 dacă Nicolae Ciucă ajunge acolo. Dar deja sunt prea mulți de dacă. Cred că, în acest moment, PNL-ul are o problemă destul de serioasă în ceea ce privește intenția de vot și, sigur, votul politic în legătură cu acest partid, ceea ce se poate întâmpla și ceea ce probabil gândesc strategii comunicaționale ai PNL ar trebui să se concentreze mai degrabă în a găsi, o, în a prezenta în contrapunct orice idee a PNL-ului cu tot ce se întâmplă în spațiul mediatic. Până una alta nu pare să se întâmple asta, mai degrabă împărtășesc același electorat și atunci mesajele sunt cumva complementare, spune. Desigur, această discuție cu Aur a fost foarte bine alimentată și de declarațiile făcute de George Becali, care vorbea despre acel plan hrebenciuc la care s-ar apela și am văzut că discuția în continuare este una destul de Da, Am senzația, totuși, că în acest moment, cu acest tip de discurs, atât PSD cât și PNL, nu fac altceva decât să sprijine candidatul din partea AUR și partidul în ansamblu pentru că fără să își propună presupun, nu fac altceva decât să coalizeze întreaga opoziție, să o coaguleze în jurul acestui partid. Practic ce încearcă doamna Lasconi în ceea ce îi privește pe reprezentanții dreptei, așa cum sigur o indică dumneavoastră? În, în, România, cred că fac, fără să-și dea seama, PSD și PNL. Adică doamna Lasconi, din câte știu, a încercat, a propus să găsească un candidat comun, ca în felul acesta, sigur, șansa să fie mult mai serioasă în al birui pe Marcel Ciolacu, candidatul stângii, doar că pare că din cauza faptului că nu se înțeleg și nu reușesc să ajungă la un punct de vedere comun și deci la un candidat comun în acest sens, George Simion se transformă în inamicul public numărul 1, care cel mai probabil în modul acesta în care comunică prin pasivitate, câștigă prin absență foarte mult în termeni politici. Ne uităm puțin la pentru că tot este acum în discuția această Situație cu trolii, ne uităm puțin la Nicolae Ciucă, cel care putem spune că l-a trolat într-un fel sau altul pe uh, Marcel Ciolacu aseară. Când i-a scris uh, pe uh, pagina sa de socializare Nicolae Ciucă, Marcele, There can be only one, uh, asta și în contextul în care vedem că Marcel Ciolacu refuză să vorbească în limba engleză. Da, da, cred, cred că i-a oferit uh, chiar pe tavă în locul lui Marcel Ciolacu, cred că aș putea chiar să speculez. Nu știu ce a vrut să spună Nicolae Ciucă, pentru că nu l-am văzut să se ferească de uh, modul în care, de competențele sale lingvistice în spațiu public. Și atunci uh, ar putea să răspundă uh, probabil în același uh, fel. Dacă aș fi în echipa lui de comunicare, probabil m-aș gândi la asta. Uh, pe de altă parte, cred că uh, genul acesta de trolling pe care îl încearcă uh, Nicolae Ciucă nu este uh, Caracteristic acelui public uh, care ar putea să voteze PNL-ul. Uh, pentru că sunt mai degrabă niște uh, glumițe care prind evident la generația Z, generație Z care, în mod tradițional, nu se înghesuia în spatele Partidului Național Liberal. Ei au o problemă destul de serioasă în acest moment în a-și consolida întreaga infrastructură de la nivelul, de la nivelul țării. Vorbesc de infrastructura de partid, adică primarii proaspăt instalați pe funcții și cumva neapreciativi în ceea ce privește leadership-ul partidului, sunt în acest moment într-o oarecare degringoladă și nu sunt motivați să-și susțină ca Candidatul la prezidențiale. Cred că principalul aspect pe care ar trebui să-l gestioneze, apropo de managementul percepțiilor, că ce asta face acolo Nicolae Ciucă cu postarea respectivă în gestiunea percepției publice, ar trebui să se concentreze pe un alt public țintă care lor le-ar aduce cu siguranță o mai mare relaxare în a intra în turul al doilea. Nu cred că se află în acel punct în acest moment. Ne uităm puțin și la cel mai recent scandal, care este acum destul de efervescent, așa cum spunea și dumneavoastră, cel referitor la declarațiile făcute de Elena Lasconi, întâlnirea dintre candidatul Mircea Joană și omul izraelian, reprezentantul hackerilor din lume Tal Hanan. Am văzut că a publicat o fotografie, nu este destul de relevantă, dar, mă rog, și apare această informație venită de la premierul României, pe surse, referitoare la faptul că există o clădire cu servere, un etaj al unei clădiri, cu servere undeva în București, plină cu troli care îl ajută pe Mircea Joană. În ce cheie să vedem ceea ce se întâmplă? În primul rând că important este să fie stabilit de autorități dacă este sau nu așa și ulterior ce se poate face din punct de vedere legal. Dar din punct de vedere electoral, cum să vedem aceste acuzații? Bun, cred că sunt mai multe perspective. Într-adevăr, un unghi din care putem să privim această situație este cel electoral și din punctul meu de vedere cred că va fi până una alta un genul de subiect derizoriu care a mai apărut și în trecut în legătură cu asta. Ne aducem aminte Liviu Dragnea care părea a fi urma a fi asasinat în urmă cu câțiva ani și uh, genul acesta de atac. O urmă de adevăr în povestea lui Liviu Dragnea exista la -a a, a, am mai vorbit cu dumneavoastră despre asta și vă dau dreptate în, în acest sens. Probabil și aici o exista până la urmă o rețea la internet bine pusă la punct în blocul respectiv. Semnul de întrebare serios, în schimb, în legătură cu acest aspect, cred că vizează activitatea DNSC. Am văzut acolo pe directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică. N-a avut nicio emoție să înlăture orice dubiu în legătură legătură cu activitatea trolilor pe teritoriul României. Ori în momentul în care primul ministru vine pe contrasensul în punctelor de vedere oficiale ale instituțiilor din subordine, ridică semne de întrebare ori în direcția unei, ori a celuilalt. Pe Marcel Ciolacul poate, sigur, afecta electoral asta, pentru că se poate presupune că speculează pur și simplu de dragul capitalului politic genul acesta de informație, dar la fel de bine se pot ridica semne de întrebare și cu privire la activitatea directoratului respectiv. Și atunci, cred că cel mai important lucru este ca în acest moment să existe poate o declarație de presă comună și consistentă în legătură cu această situație, apropo de transparentizare, poate că asta chiar ar fi. Trebuie să precizăm că Marcel cu premierul României este unul dintre cei mai bine informați oameni din țara aceasta, primește acele mesaje informative, note informative din partea tuturor autorităților. Adică... Sigur, dar respectiva instituție până la urmă trebuie să fie probabil cea care furnizează genul acesta de informații și atunci se pune problema de unde, din altă parte, informa. Nu mai avem foarte mult timp, pe scurt. Da. Poate fi afectat Mircea Geană de această informație? Cred că e ultima lui problemă în sensul în care este afectat de aproape orice spune. Adică, marea lui șansă a fost la momentul la campanie electorale, o campanie de altfel care a sedus o bună parte din electoratul din România, dar de atunci sondajele arată doar un declin în ceea ce îl privește. Motiv pentru care Mircea Joană probabil ar trebui să se reinventeze rapid, timpul nu este foarte generos și nu lucrează în avantajul său. Cred că genul acesta de răspunsuri care să încerce să evite tipul acesta de, a, de acuzații nu l ajută Știm și din trecut de la celebra dezbatere dintre dânsul și uh, Traian Băsescu unde, din nou, intrând în defensivă, știm că nu este poziția politică care să-l avantajeze în termen electoral. Deci, cred că Mircea Joană are nevoie de o resetare completă și poate chiar de o strategie de distragere a atenției. Cei care fac comunicare de criză în jurul domniei sale, probabil că ar trebui să activeze în acest sens.